Bună ziua, doamna președinte. Stimați colegi, declarație politică, Ponta și-a găsit locul între dictatori. Nu înțeleg de ce lumea s-a revoltat atât de tare și a fost atât de surprinsă atunci când în mass media au apărut imaginile cu Ponta la Baku. Peisajul cu Ponta între dictatori este ceva normal. Nu este prima dată și nu cred că nici ultima când Ponta sfidează nu numai România, ci și Uniunea Europeană prin acțiunile sale. Cu toate acestea, locul lui este chiar acolo, chiar între liderii falselor democrații estice, conduse autoritar și prin profund dispreț față de drepturile și libertățile cetățeanului. Acolo se simte el cel mai bine și cred că prezența între cei care detestă democrația și statul de drept reprezintă imaginea cea mai clară a direcției spre care dorește Victor Ponta să vireze România. De ce la Baku și nu la Bruxelles? Pentru că la Baku, Putin, Lukashenko sau Erdogan au tot timpul brațele deschise pentru discipoli mincinoși, corupți și avizi de putere, pentru că la Bruxelles chiar și ușile socialiștilor s-au închis pentru Victor Ponta. Pentru că Victor Ponta nu a arătat niciun moment să nu arate dispreț față de valorile europene și s-a aruncat umil în genunchi tocmai în fața celor care reprezintă cea mai mare amenințare la aceste valori. Așadar, pentru mine personal, prezența umilă a lui Ponta în alaiul lui Putin nu este o surpriză. Surprizele pe care însă le aștept sunt legate de ideile și deciziile pe care le va lua Victor Ponta la întoarcerea în țară, căci după fiecare schimb de experiență cu dictatorii estici, Victor Ponta a reinventat democrația românească, aplicând lovituri tot mai ingenioase instituțiilor statului de drept. Dragă Victore, dacă nu te prinzi încă, zilele tale ca prim-ministru sunt numărate. Nu de noi, oamenii politici, ci de români. Majoritatea parlamentară te-a scăpat în mai multe rânduri de anchete penale, de moțiuni, însă nimic nu te va scăpa de furia românilor. Poziționarea ta deasupra legii, obediența ta față de liderii estici și îndepărtarea României de Uniunea Europeană, înăbușirea oricărei încercări ale mediului de afaceri de a ieși din menghina miloasă a guvernului, creșterea șomajului, traiul tot mai greu al românilor sunt lucruri pe care nu le pot ascunde nici propaganda ta mincinoasă, plătită din bani publici și nici fața ta tot mai arogantă, care se face că nu știe despre ce este vorba. Vă mulțumesc, Florin Secară, deputat PNL Vrancea.